Bună ziua, bun găsit între prieteni. Oricât de îndrăgostiți am fi, oricât de mult ne-am iubit, sunt lucruri pe care nu ar trebui să le faceți într-o relație. Oricât de sincer ai fi. Asta ca să nu riști să-i provoci partenerului vreun disconfort, ori să înțeleagă ceva eronat, ori și mai rău să ajungeți la conflict și despărțire. Stăm de vorbă cu autor și relationship coach Cătălina Manole și aflăm mai multe despre această listă. Bine te-am găsit, Cătă! Bine te-am găsit și eu și bine am găsit pe toți cei de acasă care sunt interesați să afle ce să nu facă, mai ales în relațiile de cuplu, pentru a nu crea, cum ai spus tu, disconfort. Dar la urma urmei, cred că orice facem, orice spunem, tot o să deranjăm pe cineva. Important este să ne purtăm cât se poate, mai cu mănuși din când în când. Da, și să avem așa un ghid, știi? Da. Nu strică niciodată să ai niște mici instrucțiuni acolo, pentru că știi cum e la început în relație, când sunt fluturi și prezenți și crezi că totul este minunat și că respectiva o să îți accepte absolut toate cele pur și simplu. E bine să nu o dai în bară, știi cum e, de la început. Da, dar vezi tu, noi acum nu ne-a învățat nimeni ce sunt relațiile sau cum să ne comportăm în ele. De cele mai multe ori aflăm doar dându-ne pe propria piele de pereți, știi? Și abia atunci realizez că poate ar fi fost bine să știu asta de la început. Tocmai de asta noi o să vorbim ca oamenii să știe măcar de la început sau, dacă se poate, și pe parcurs, ce să nu facă ca să nu se despartă mai târziu. Așa este. Care ar fi așa primul punct pe listă? Cred că cel mai important este, mai ales în momentul în care abia ai intrat într-o relație, da? Să nu compari fostul partener cu partenerul actual, pentru că sunt cuplurile acelea. În momentul în care abia sunt la început, el sau ea începe să compare cu ce a avut el înainte. Știi, fosta mea iubită niciodată nu-mi spunea lucruri de genul ăsta. Sau știi, cu fostul meu prieten, iubit, mergeam, ne călătoream, îmi vorbea într-un anumit fel, se comporta într-un anumit fel. În momentul în care comparăm actualul partener cu fostul, îi dăm cel puțin senzația că nu am trecut peste relația care s-a încheiat, că încă mai suntem atașați de persoana respectivă, că încă nu avem toate lucrurile încheiate și că suntem prezenți în relația actuală. Poate că la noi nici măcar nu este cazul despre asta și poate că vorbim despre fostul partener pentru că la el ne putem raporta. Adică, nu știu, nu s-a mai comportat nimeni cu mine așa. Dacă îmi spui că nu s-a mai comportat nimeni cu mine așa, automat te raportezi la ce ai cunoscut tu până acum. Și de cele mai multe ori, la începutul relației, când vorbim despre fostul partener, creăm în mintea actualului partener niște comparații, niște, nu știu, standarde la care are senzația că nu o să se ridice niciodată, mai ales dacă știe că fosta noastră relație a fost una de lungă durată, una din care am ieșit destul de șifonați și ne-a luat destul de mult timp să ne recuperăm. Așa că indicat ar fi să nu aducem prea multe în discuție despre cum erau foștii noștri parteneri, ci mai degrabă să ne axăm pe momentul prezent, pe relația actuală și să vedem cum putem face lucrurile să fie frumoase aici. Pentru că la urma urmei, dacă era așa bine cu fostul sau cu fosta, de ce n-ai rămas cu el și ești aici? Să știi, și apropo de subiectul acesta, am mai văzut așa niște exemple și am mai auzit niște povești în jurul meu. Se mai face așa referire la statutul partenerului, statutul financiar. Da. Și încep comparații de genul, păi da, dar tu ai mașina așa și respectivul avea altă mașină sau respectivul mă ducea nu știu câte vacanțe pe an sau ce-am mai citit așa pe Facebook și-a umblat o poveste de sărbători, acum nu știu cât adevăr o fi în ea, dar a umblat. Așa. Apropo de cadouri, păi i-ai luat mamei, tatălui meu cadouri de doar atâta și serios, adică știi, se fac multe comparații, referiri și comparații apropo de partea aceasta materială. Da. Iar îl invalidezi și îi dai senzația că nu se ridică la nivelul așteptărilor, dar pe lângă asta, ok, poate ar trebui să comunici ceea ce îți dorești și să fie destul de în parametri în care se poate încadra și el. Pentru că tu, dacă ai niște pretenții la care el nu poate să se ridice, ar trebui să te gândești de două ori înainte de a intra în relație cu o persoană de genul acesta. Sau, pe lângă asta, tu îți permiți lucrurile pe care le ceri. Și de multe ori, vezi tu, noi ne raportăm la relație și din punct de vedere material. Da, e ok să te raportezi și din punct de vedere material, dar nu asta este totul. Adică, dincolo de lucrurile materiale, cred că conexiunea dintre voi doi, felul în care comunicați, felul în care vă înțelegeți, felul în care petreceți timpul împreună, contează mai mult. La final, să știi că o să rămâi cu acelea. Adică, exact, banii se duc, vin și pleacă, știi cum e cu banii. Da, așa este. Și de multe ori, poate că îți face mai mult o plimbare în parc plăcere decât o vacanță în Maldive, da? Dar dacă în parc cu tine este persoana potrivită. Așa este, da. Ce mai avem pe listă? Oh, Doamne, lista e lungă. E lungă și noi avem timp puțin. Da. În al doilea rând, cred că ar fi foarte important să
nu aducem niciodată în discuție, nu știu dacă ar trebui să zic asta, așa, da? Felul în care ne-am simțit din punct de vedere intim în fostele relații, mai ales bărbații au tendința să facă chestia comparații, asta. Comparații, da. La fel, o comparație destul de urâtă, aș zice eu, și care nu și-are locul. Să compare actuala parteneră cu fostele partenere, da? Sau performanțele actuale partenere cu ale foste. Și din nou, nu știu dacă este cea mai bună comparație pe care poți să o faci. Poate că ar trebui să lași genul ăsta de comparații la discuțiile cu amicii, cu prieteni, la bere, da? Acolo, da. Și să nu le aduci în... Deci un adevărat domn știi cum e, nu dă astfel de detalii, știu, da. Dar câți domni mai sunt în ziua de astăzi printre noi? Deci... Așa este, da. Bun. Dar zi-mi dacă lucrurile acestea, uite, comparațiile acestea pe care le faci oricum inconștient, da? După o despărțire te mai gândești la fostul, la fosta, țin și de o anumită vindecare prin care tu trebuie să treci de niște pași ca tu cumva să nu mai fii captiv, exact, acolo și să-ți vezi de drum și să descoperi persoana respectivă cu totul așa. Exact, mai ales dacă noi am fost părăsiți, adică nu noi am încheiat relația, rămânem cumva agățați de fostul sau de fosta și în momentul în care intrăm într-o relație, dar noi nu ne-am dat timpul acela să ne vindecăm, adică să stăm, să analizăm de ce s-au întâmplat lucrurile, cum s-au întâmplat, ce am făcut noi greșit, ce puteam face diferit și să învățăm toate lecțiile astea ca să le ducem mai departe în relațiile în care vom intra de acum încolo. Cei mai mulți dintre noi intră dintr-o relație în alta fără să-și dea timpul acesta de vindecare și când tu schimbi o persoană cu alta imediat, normal că te duci să compari, adică intri în comparație pentru că e prea repede, e prea din scurt și ai nevoie de timpul ăsta în care să stai singur, să-ți pui gândurile în ordine și să rupi un pic legătura și conexiunea și energetică pe care o aveai cu fosta persoană. De aceea indicat ar fi măcar, nu știu, 2-3 luni de zile după ce ne-am despărțit, am zis măcar să stăm puțin singuri, să ajungem să ne cunoaștem din nou, să știm ce ne face plăcere și mai ales ce ne dorim de la noi și de la un partener, nu mai zic de la relația de cuplu. Așa este, ce să nu mai facem, uite, la început așa. Ar fi indicat să nu folosim cuvinte care să jignească sau să înjosească persoana cu care suntem în relație. De multe ori, în momentul în care suntem nervoși, da, suntem sub presiune, obosiți, nemâncați, habar n-am, da, am avut o zi lungă, ajungem acasă și ne deranjează orice la partenerul de cuplu. Poate că ar fi indicat să nu folosim cuvinte care să rănească partenerul pe care îl avem, pentru că și cum se zice, unele cuvinte nu le mai poți lua înapoi, de fapt pe toate nu le mai poți lua înapoi și ar fi bine să ținem cont de ce scoatem pe gură în momentul în care vorbim cu cineva. Și cred că ar trebui stabilite niște limite de la bun început, adică dacă s-a manifestat în așa manieră, știi, de la bun început, cred că atunci trebuie să tai, știi, da, din rădăcină. Da, nu să tai relația, ci... Nu relația, da, ci acest comportament. Exact. E foarte important să punem limite și limite sănătoase, adică să nu permiți ceea ce nu-ți face bine. Dacă tu știi că anumite lucruri te rănesc, da, mai bine le-ai comunicat partenerului tău. Uite, în momentul în care mi-ai vorbit așa, eu m-am simțit într-un anumit fel și mi-aș dori să nu se mai întâmple asta pe viitor, pentru că dacă se mai repetă, eu nu o să pot face parte în continuare din relația asta de cuplu. Dacă vrei, hai să vedem cum putem înlocui comportamentul tău astfel încât să-mi fie și mie ok. Poate când ești nervos, ai nevoie de un pic de spațiu pentru tine, ok, te las. Când te simți pregătit, vii și purtăm conversația respectivă, dar de ținut cont este că atunci când vezi că persoana respectivă e cu nervii la pământ, dar nu te duci și o pisa pe cap și mai tare fix în momentul ăla, pentru că ai tu de rezolvat chiar atunci și acolo toate pe care le ai în minte. Dacă vezi că e nervos, că e obosit, dă-i un pic de spațiu, lasă să se odihnească, să stea un pic în scorbul vulcanului acolo, așa, da. Da? După asta, când vezi că s-a calmat, puteți purta conversația respectivă, dar contează și maniera în care o facem, adică să nu ne ducem la celălalt la atac. Da, adică vin o să sabia înainte. Da, că s-au adunat atâtea și le-ai făcut atâtea greșite, nu? Da. Uite, hai să discutăm despre ce s-a întâmplat în urmă cu 2 ore. Vrei să vorbim despre asta? Cum te-ai simțit? De ce ai simțit nevoia să faci lucrurile în felul ăsta? Cum putem noi să le facem diferit? Sau uite, m-a rănit felul în care te-ai comportat cu mine. Mi-aș dori să nu se mai repete asta pe viitor. Mai sunt teme sensibile acolo, niște butoane pe care nu trebuie să apăsăm? Ar fi indicat să nu avem secrete. Eu am o vorbă. În momentul în care faci ceva sau vorbești ceva cu cineva și nu poți împărtăși cu partenerul tău de cuplu, înseamnă că ai făcut ceva împotriva relației voastre. Dacă știi că ai făcut anumite lucruri, nu știu, te întâlnești cu cineva și persoana respectivă, nu știu, este un fost iubit, cineva care l-ar deranja pe actualul că te-ai întâlnit, da? Poate ar trebui să te gândești de 2-3 ori dacă e indicat să faci lucrul respectiv, pentru că dacă nu-l poți povesti, e clar că nu este neapărat cel mai corect lucru pe care trebuia să-l faci. E bine să-i spui, de exemplu, dacă apare un fost și să zicem că te-ai văzut cu el sau cine știe. E bine să-i spui așa dintr-o sinceritate debordantă. Hai să ne gândim. Eu nu-ți vreau să cultivăm secrete sau minciuni între cei doi parteneri, dar gândește-te
ce influență are asupra partenerului tău informația respectivă. Dacă îi folosește sau nu. Folosește sau nu. Da, s-a întâmplat ceva semnificativ sau v-ați întâlnit pe stradă, v-ați ciocnit unul de altul și v-ați salutat din mers. Dacă ai vorbit cu el înainte și ați ajuns să vă vedeți la o cafea, la un ceai, la o prânz, cine ce-o fi, înseamnă că toate lucrurile au fost premeditate. Și la urma urmei, care e scopul pentru care te-ai întâlnit cu el? Pentru că dacă tu ești fericit sau fericită în relația ta de cuplu, dacă voi doi nu sunteți parteneri de afaceri sau nu aveți nu știu ce copii în comun, nu prea văd de ce ar trebui să vă întâlniți în continuare. Și mai ales faptul că vă întâlniți în continuare afectează asta relația cu partenerul actual pe care îl ai? Așa este. Mai sunt lucruri pe care nu trebuie să le spunem. Da, mergând tot la asta și rămânând un pic în zona asta a fostilor parteneri, poate ar fi indicat să nu păstrăm relații de prietenie cu foștii parteneri sau fostele partenere. Cum ziceam, dacă nu aveți relații, nu știu, de business împreună, dacă nu aveți copii de crescut împreună și așa mai departe, nu prea văd rostul relațiilor de prietenie, de amiciție care rămân între foștii iubiți. Da, de ce rămâneți împreună? Înseamnă că undeva nu s-a tăiat cordonul acela. Au rămas lucrurile nerezolvate. Da, voi, da. Și poate că tu ești ok, tu ai trecut peste, tu ți-ai găsit pe altcineva, ești într-o nouă relație fericit și așa mai departe. Dar el, de ce simte nevoia să vină din nou la tine? Crezi că vine la tine pentru că doar nu mai poate el de cât de mult ești tu prieten sau prietenă? Cred că se întoarce pentru că încă el speră că la un moment dat o să fie lucrurile ok între voi. Și gândește-te, în momentul în care rămâi prieten cu fostul sau cu fosta, unul la mână, îți faci rău ție pentru că strici relația pe care o ai cu actualul și faci rău și lui pentru că nu-i dai ocazia să plece și să-și găsească și el pe altcineva, îl ții în permanență agățat acolo. Și mă mai gândesc că mai punem aici pe listă, apropo de familie, ce vorbim, cum vorbim, cât vorbim, sunt multe. Da. Indicat ar fi ca în momentul în care suntem într-o relație să nu ne spălăm cearșafurile în public, să zic așa, hainele în public, da? Adică de fiecare dată când vă certați, nu te duci imediat la mama să-i povestești sau la tata să-i povestești ce s-a întâmplat între voi. Uite ce mi-a zis, uite ce mi-a făcut. Pentru că, vezi tu, tu o să-l ierți. Tu o să treci peste voi, o să discutați și o să fie totul ok între voi. Dar mama sau tata nu se poate uita ce i-ai povestit și poate că tu îl ierți, dar el s-ar putea să nu-l ierte. Și e foarte importantă și relația pe care o avem cu părinții. Adică atât cu părinții lui, cât și relația pe care o are el cu părinții noștri. Dacă ei ajung să nu se mai înțeleagă, gândește-te cum îl vede mama, dar să zicem că s-a întâmplat un episod de infidelitate între voi doi. Voi ați mers la terapie, v-ați rezolvat situația, ați trecut peste, dar el de fiecare dată când merge în casa mamei tale, ea o să-l privească cu anumiți ochi. Și de fiecare dată când se întâmplă ceva, mama zice, dar ți-am zis o mamă că nu e bun de tine. Așa este, da. Și s-ar putea ca mai mult să încurce pe termen lung toată situația asta. Adică mai bine vedeți ce se poate rezolva între voi. Dacă într-adevăr te apasă situația și simți nevoia să vorbești cu cineva, vorbește cu prietena ta cea mai bună, vorbește cu un psiholog, cu cineva care poate să te ajute și să-ți dea și niște sfaturi bune, nu doar să tragă de partea ta. Pentru că prietenii noștri, familia noastră, întotdeauna o să țină cu noi. Adică s-ar putea să vadă lucrurile un pic mai închis. Mai închis, așa, mai restrâns, așa este. Oricum, tot ce am discutat noi astăzi aici, înveți așa pe parcurs, de la relație la relație. Așa. Și înveți, știi cum să gestionezi lucrurile, ce spui, când spui, cum faci. Acum să ne gândim prin câte n-am trecut noi ca să ajungem să știm lucrurile astea. Poate că dacă le-am fi știut de la început, n-ar mai fi fost nevoie să avem atâtea situații până în prezent prin care să ajungem la suferință. Oricum, suferința ne ajută să evoluăm. Dar de multe ori poate ți-ar trebui și un manual de utilizare, știi? Așa. Adică în momentul în care te duci în junglă, ți se zice, ia-ți spray de țânțar, vezi că sunt reptile și plante otrăvitoare. Așa este, da. Și ar fi indicat și în relațiile noastre de cuplu. Îți mulțumesc tare mult, Cătălina. O plăcere ca de fiecare dată să ne întâlnim și să povestim și știi că te așteptăm cu mare drag mereu aici între prieteni. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu!